Good afternoon. And Bună ziua! Aș dori să vă spun să le mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Îmi pare foarte bine să pot vorbi în cadrul conferinței. Aș dori să vă vorbesc astăzi despre procedura civilă în contextul cultural cu o perspectivă comparată. Înainte de a începe, aș dori să fie o prezentare interactivă. Nu am vreun discurs plictisitor de care vreau să mă țin. Deci, dacă aveți întrebări de orice natură, vă rog să mă întrerupeți în orice moment și voi încerca să răspund pe cât pot mai bine. Este mult mai bine așa. Dacă sunt probleme cu căștile și n-auziți, vă rog să vorbiți cu tehnicul. Bun, deci avem procedura civilă în context cultural, o perspectivă comparată. Sună teoretic, dar nu este. Am schimbat, de fapt, tema principală dată fiind publicul pentru a fi mai concis. În primul rând, aș dori să vorbesc despre modelul de procedură principal din lumea occidentală. Pentru că mă voi referi la jurisdicția europeană și la Statele Unite. În cea de-a doua parte, voi încerca să pun puțin în context cultural procedura și, în acest caz, mă voi referi la procedurile românești, instrumentarea dovezilor, probelor, de către autorități și a reprezentanților legali și, în special, voi încerca să prezint o opinie de ce această procedură se folosește atât de rar. Din câte aud, de fapt, n-a fost niciodată folosită. Încă mai aștept și eu prima cauză în care să folosim această procedură. Poate mă înșel, dar din discuțiile avute cu colegii, practicanți, din Cluj sau din Oradea, mi-au spus că niciodată nu au folosit acest tip de procedură și nici să fie auzit să fi folosit careva. Deci o să încerc să explic de ce. În a treia parte a prezentării voi încerca să prezint o perspectivă de armonizare a procedurii judiciare și a procedurii civile și ar trebui armonizată în Europa procedura civilă și de ce sau de ce nu. Cam asta ar fi esența. Încep prezentarea cu o discuție despre modelele de pledoarie. Deosebirea tradițională era între modelul contencios și cel contradictorial. Și asta din cauza tipurilor de prezentare. Pentru că autoritățile americane întotdeauna vor să prezinte o procedură adversarială. E vorba de de libertățile individuale și cataloguează celelalte proceduri ca fiind inchizitori. Ei, acest termen, practic, ridică o conotație neplăcută, ca să nu zicem de Inchiziția spaniolă, nu? Procesul lui Kafka și alte asemenea exemple. Deci, dar nici europenii occidentali, în special germanii, nu apreciază și repede susțin că nu ar trebui să fie considerată ca o procedură inchizitorie, ci mai degrabă o combinație de elemente inchizitorii cu adversariale. Am observat în doctrina românească faptul că acest termen de fapt nu aduce deloc nicio conotație negativă. Majoritatea le consideră ca fiind inchizitorii aceste proceduri și chiar arăg o anumită mândrie. Nu e nimic în neregulă cu asta, însă există modalități diferite, dacă vreți, de a discuta aceste etichete care pot fi alocate sau denumite. De aici și această diferențiere. De fapt, europenii nici măcar nu o numesc așa zis adversarială, ci acuzatorie mai degrabă, care e puțin diferită.
Există și o deosebire alternativă. Există un profesor de procedură, Mijon Damasca, ce a scris o carte renumită, dacă vreți, fațetele justiției în autoritățile de stat, și propune modalități diferite de clasificare a acestui tip de pledoarie. Ierarhică, dar și variantă activă versus statică. În funcție de formele de guvernământ, bine, este destul de teoretică, nu este o carte excepțională, dar e cam teoretică și n-aș dori să o discut acum. De aceea am împărțit aceste modele în modelul common law, cutumiar, dreptul cutumiar, și modelul continental european. M-am gândit că ar fi util să prezint modelul dreptului cutumiar dintr-o perspectivă grafică, ce vă arată pașii specifici în cursul credoriilor, efectiv în dreptul cutumiar. Pentru modelul european continental voi face o deosebire între mai multe competențe din Europa, pentru că, deși spunem continental european, există foarte multe diferențe între Germania, Franța. Drept urmare, voi încerca să subliniez diferențele. Dacă doriți să întrebați în legătură cu un anumit aspect, nu ezitați, voi răspunde pe loc. Dacă pot, dacă nu, vă trimit răspunsul prin e-mail. Deci revenim la modelele procedurale și voi începe cu modelul common law sau dreptul cutumiar. Cel mai bine este prezentat de procedura americană. Desigur, Anglia și Țara Galilor fac parte din acestea, dar sunt destul de diferite de Statele Unite. Și voi folosi Statele Unite pentru că reprezintă modelul cel mai pur, dacă vreți, al modelului contradictoriu, de procedură contradictorie. Și voi face și o referință la procedurile din Anglia și Țara Galilor, care practic diferă de Statele Unite. Nu am spus Regatul Unit, am spus Anglia și Țara Galilor, pentru că la nivelul regatului sunt diferite. În Scoția e o competență diferită, în Anglia și Țara Galilor însă au aceleași reguli în prezent. Dacă spun doar Anglia, întotdeauna înseamnă și Țara Galilor, deci o include. Deci, modelul common law, dreptul cutumiar. Statele Unite, în primul rând, ne referim la organizarea judiciară. Fiecare stat are o organizare judiciară diferită. În plus, există și o structură la nivel federal. Aceste organizări diferă de la instanță, de la stat la stat, cum spuneam. Majoritatea statelor au 3 niveluri, altele au doar 2. Sunt așa de diferite încât și până și denumirile diferă. De exemplu, când spui Curtea Supremă la Louisiana, acesta este cel mai înalt nivel. Dar în New York, Curtea Supremă este o curte de primă instanță. De asemenea, când vorbim despre o curte de apel, câteodată este o curte de apel în sensul său, însă câteodată este cel mai înalt nivel de judecată. Un al doilea aspect s-ar referi la profesiile efective incluse. Spre deosebire de Europa, unde ai foarte multe profesii, în Statele Unite n-ai atât de multe. Ai ca profesie avocații și judecătorii, dar și judecătorii, sincer, sunt avocați, pentru că n-ai un barou federal pentru judecători. Și o să vă spun imediat cum sunt aceștia aleși.
Dar aș vrea să spun mai întâi câte ceva despre avocați. Nu ai un examen federal în barou. Dacă vrei să fii avocat, trebuie să dai baroul, să ții examenul de barou într-un anumit stat, pentru care vei putea practica în acel stat, dar și la nivel federal. Însă, dacă vrei să fii practici într-un alt stat, pentru că eu, de exemplu, am dat examenul în Louisiana și vreau să practic în Florida, trebuie să dau examenul și la barou și din Florida, separat. Unele state recunosc, de exemplu, echivalează, deci nu trebuie să dai examen, însă asta e altă treabă. De asemenea, nu există perioade de stagiatură, de exemplu. Fie ești avocat, fie nu ești. Ai luat examenul, ești avocat cu drepturi depline. Ceea ce este bine, dar poate fi și rău. Încă un aspect. Doar pentru că ai terminat facultatea de drept și ai o diplomă care atestă, nu îți dă dreptul să practici avocatură. Nu poți să dai sfat juridic, nici măcar vecinului. Dacă practici neautorizat această profesie, poți fi supus chiar și unor infracțiuni de natură, sau poate fi considerată o infracțiune de natură penală. De asemenea, judecătorii. Selectarea judecătorilor este foarte diferită la nivelul Statelor Unite. Judecătorii federali sunt numiți de președinte, consultându-se cu comisia din Senat, Comisia Juridică din Senat, sau la propunerea Comisiei. Poate ați observat că sunt practic numiri politice, țin cont, cel puțin în ultimii 20 de ani au ținut cont de orientarea politică sau de așa zisa filozofie judiciară. Republicanilor le plac judecătorii conservatori, democraților le plac cei progresivi, să le spunem. Nu le spun liberali pentru că au o conotație diferită în Statele Unite față de Europa. Deci este clar o numire politică, dar sunt numiți. Totuși, ceea ce consideră că este un lucru normal. Ei bine, nu atât de mult în Statele Unite. O treime dintre state folosesc o metodă de a alege judecători. În Louisiana, de exemplu, toți judecătorii sunt aleși prin alegeri. Deci, cum îți alegi primarul, senatorul și reprezentantul, așa îți votezi și judecătorul. La nivel local, de exemplu. Și asta se aplică de la instanțele de prim nivel până la ultim nivel. Diferența este, desigur, cam câți bani câștigă și mandatul pe care îl aleg. Dar judecătoriile, de exemplu, au mandat de 6 ani, superior de 8 ani și la Curtea Supremă de 10 ani, de exemplu, mandatul. În plus, un lucru foarte ciudat, mi se pare că au și instanța pentru cereri cu valoare mică. Pentru aceste cauze cu cereri de valoare mică, judecătorii, pentru că sunt plătiți atât de puțin, pe lângă profesia de avocat, au voie să fie și avocați, nu în aceeași instanță, dar în altă parte. Pentru a putea deveni judecător în Louisiana, trebuie să fii membru al baroului, să fi fost avocat și să fi practicat cel puțin 5 ani. Este un sistem mult mai ciudat decât în restul lumii, de aceea mulți îi spun excepționalismul american, dacă vreți. Și acum mă voi concentra pe structura sistemului federal. Cam aceasta este structura. Ai o Curte Supremă a Statelor Unite cu 9 judecători. Când auzim acest termen de justice în engleză, de obicei sunt judecătorii ai Curții Supreme. Există 13 curți de apel, care sunt curți regionale,
de primul, al doilea circuit și așa mai departe, fiecare curte regională acoperă 3 sau între 2 și 5 state, practic. Și există și o instanță specială de apel pentru DC. Pe lângă aceștia mai sunt și 94 de tribunale de district. Ar trebui să fie practic primele instanțe. Toți judecătorii sunt numiți în toate aceste instanțe. Acum voi încerca să vă prezint în detaliu cumva structura obișnuită a instanțelor în cazul unui proces în materie civilă. Și luăm ca model procedura federală. Mai întâi avem chemările în judecată. E bine, chemările în judecată în Statele Unite sunt descrise ca bazate pe notificări. De exemplu, când începi procedura, depui cererea inițială, acea cerere, cea mai importantă parte este să înștiințezi cealaltă parte că a fost dat în judecată. Că există o cerere împotriva aceleia, dar și obiectul cererii. Spre deosebire de procedura continentală, care este caracterizată prin acea prezentare a faptelor, cererile de chemare judecată din America nu trebuie să prezinte prea multe fapte. Într-o prezentare, într-o cerere tipică europeană, trebuie să incluzi faptele cu cât, deci cât mai multe fapte posibile ca să-ți prezinți cererea, trebuie să prezinți dovezile, cum intenționezi să demonstrezi cererea și ce pretinzi, nu același lucru se aplică și în Statele Unite. Comparând o cerere din Europa cu cea din Statele Unite, o astfel de cerere din Statele Unite este foarte vagă, ambiguă, vastă și așa, și trebuie să fie din perspectiva avocatului. Pentru că nici măcar nu știi practic toate faptele la început, starea de fapt. Afli despre acestea în acea, în acea etapă de preprocesuală și acolo afli sau îți dai seama cum ai putea să-ți argumentezi cauza. Și aceasta este partea cea mai interesantă în legătură cu procedura americană. Chiar mi se pare fascinantă. În această procedură preprocesuală se poate prezenta o cerere convențională, se poate prezenta o întâmpinare. Da, acea cerere reconvențională foarte aproape ca termen de termenul în engleză. Sau se pot prezenta și excepții. Există foarte multe aspecte și întreg scopul etapei preprocesuale este să restrângă, să limiteze aspectele între avocați la cât mai puține aspecte disputate posibile. Iar acele părți disputate, cât de puține sunt ele, vor fi prezentate fie judecătorului, fie juraților spre luarea unei decizii. Etapa preprocesuală este cea mai importantă din cadrul procedurii. Și din punct de vedere structural, procedura dreptului cutumiar separă foarte clar etapa preprocesuală și cea a procesului efectiv. Ceea ce nu se vede în procedura europeană, unde ai mai multe audieri, nu? Câte sunt nevoie. Nu se face o diferență între tipul de audiere sau de ședință, poți avea câte vrei spre discutarea temelor sau aspectelor necesare
Iar în etapa preprocesuală trebuie să știți că este foarte mult ex parte. Judecătorul nu este implicat și de multe ori nici măcar nu știe ce se întâmplă. Se va implica doar când îi se va solicita acest lucru, deoarece există o problemă. Și ajung să vă explic și care ar fi problema. Cel mai important aspect este, și spre, în scopul prezentării, o să-i spunem discovery în engleză. Și am rugat și interpreții să nu folosească un termen în română pentru acest termen. De asemenea, și cross-examination, termenul va rămâne în limba engleză și se va explica pe măsura prezentării. Ce este acest discovery? Este un mecanism prin care părțile își cercetează cererea și află faptele și află cum pot demonstra ce cer. Un reclamant, când intentează o acțiune, nu trebuie să știe toate cererile pe care trebuie să le stabilească. De aceea este important ca cererea inițială să fie cât se poate de vastă. Pentru că pe măsură ce mai afli noi fapte, noi dovezi, își poate modifica cererea complet diferit, de exemplu. Pot fi capete de cerere, dacă vreți, complet diferite. Și de aceea cererea inițială trebuie să fie cât se poate de vastă, dar nu prea vastă ca să fie respinsă, pentru că este prea vastă. Deci e ca o artă să pledezi. Chiar este o artă. Trebuie să fie suficient de specifică, dar și cam vagă, dacă îmi permiteți. Care sunt metodele? Cele mai importante sunt audierea martorilor, interogatoriile scrise și dezvăluirea documentelor. Foarte drăguț și minunat, dar ce înseamnă? O să explic mai târziu ca să fie foarte clar. Bun, audierea martorilor. Și de ce insist pe discovery? Pentru că voi discuta procedura administrativă în a doua parte, în ceea ce privește practica română. Și există foarte multe păreri care spun că întreaga procedură a fost inspirată de acest model de folosire a discovery-ului de către instanțele federale, ceea ce poate și nu poate fi adevărat. Mi-e cam greu să cred că este adevărat. Poate ideea că avocații ar trebui să fie mai mult implicați vine de acolo, dar clar, aspectele specifice nu vin de acolo. Bun. Vorbeam despre discovery, audierea martorilor. Practic, îi cer unui martor să vină și să își prezinte mărturia la biroul, la sediul avocatului cu reprezentantul legal al părții celelalte. Și în această acțiune poți avea și cross-examination, deci audierea de către cealaltă parte, dar vă voi explica, voi ajunge și la aceste detalii. De asemenea, cererile de aprobare. Practic, o parte trimite celelalte părți o cerere prin care să accepte, să recunoască sau să respinge X sau Y. Că miercuri seara erați nu știu unde, că și tot așa. Deci, recunoașteți sau nu? Și întreg scopul al acestei proceduri este ca părțile să înțeleagă, nu, este pentru a stabili în ce aspecte sunt de acord părțile și în ce aspecte nu sunt de acord. Dacă nu știi răspunsul, mai bine să spui că nu sunt de acord. Niciodată să nu admiți, să nu recunoști ceva de care nu ești sigur, pentru că se poate interpreta ca o mărturie și ți se poate și poți fi tras la răspundere ulterior. Poți să spui neg să fi fost acolo sau nu admit să fi fost acolo pentru că nu știu. Bun. Încă un lucru interesant este dezvăluirea documentelor și încă
ceva. O altă metodologie de discovery este cererea de expertiză medicală. Când ai, de exemplu, o problemă de vătămare corporală, un astfel de litigiu, în Statele Unite nu există un expert judiciar. Experții aparțin părților. Fiecare parte își aduce propriul expert și asta înseamnă până și doctorul care a diagnosticat persoana vătămată. Deci, părâtul, desigur, poate alege să nu fie, să nu aibă încredere în doctorul celelalte părți, deci poate fi examinat de propriul doctor, care are în acest caz rolul de expert judiciar. Și încă un tip de discovery ar fi cererea de acces la fața locului. De exemplu, permitem să merg la fața locului să inspectez problema. Bun. Dezvăluirea documentelor și voi ajunge foarte repede aici. Pentru a înțelege felul în care sau cât de vastă este această temă a discovery. Practic, părțile pot obține discovery prin orice metodă care nu este supusă unui privilegiu care este pertinent cauzei. Și partea îngroșată este cea mai importantă. Nu se poate servi ca motiv de refuz faptul că informația cerută nu este admisibilă în proces atât timp cât informația cerută pare a fi calculată rezonabil ca să ducă la descoperirea sau prezentarea unei alte probe. Deci, partea opusă trebuie să îți dea orice informație solicitată, chiar dacă informațiile nu vor putea fi folosite în timpul procesului. Atât timp cât poți folosi acea parte de acea informație pentru a folosi o altă informație care va fi folosită în proces. Este atât de vastă abordarea încât europenii îi spun pur și simplu că ai luat-o la pescuit, așa. De efectiv, încerci, cauți, tatonezi. Deci, arunci undița cam unde nimerești ca să prinzi ceva. La fel se întâmplă și cu procedura asta. Ai depus cererea, dar habar n-ai dacă e bună sau dacă o să poți să-ți demonstrezi obiectul cererii și speri să nimerești ceva. Cele mai multe cauze ajung la o înțelegere extrajudiciară. Nimeni nu vrea să treacă prin toată problema. Această abordare însă este foarte șocantă, dat fiind că Statele Unite se mândresc cu protecția dreptului la viața privată și libertatea individului. Este șocant de cât de intruzivă este efectiv, deci cât de mult se amestecă în viața privată a cetățeanului. Și odată ce începe procesul, toate valorile astea se cam duc pe apa sâmbetei. De aceea, avocații au o putere foarte mare în Statele Unite. Toată lumea se teme să fie dată în judecată și se teme să fie dată în judecată pentru că vor trebui să dezvăluie informații. Se vor afla informații prin discovery care de obicei nu prea vrei să iasă la iveală. Însă are și foarte multe avantaje. Există foarte multe comportamente necorespunzătoare descoperite ale companiilor prin această modalitate, ceea ce a dus la dezvoltarea unor anumite practici care influențează la nivel mondial, de exemplu, practică de discriminare. Nu poți demonstra. Poți demonstra doar prin discovery și prin discovery poți obține acces la toate e-mail-urile dintre un individ și celălalt. De exemplu,
un fost angajat nemulțumit care dădea în judecată compania pentru discriminare, nu știu, rasială, sexuală sau de orice altă natură, cer de Discovery și astfel ca și ca firma să dezvăluie toate e-mail-urile în legătură cu acea persoană de la 1 septembrie până la 1 decembrie. Și chiar obții probe pe care altfel nu le-ai putea obține. Ceea ce a dus la la formarea unui anumit cod de conduită al corporativ și ajută pentru a promova diversitatea și multiculturalismul. Un alt aspect interesant. Este legat de reclamațiile, de plângerile legate de produse cu defecte. Acestea este foarte dificil să dovedești că un produs avea defecte și nu a corespuns standardelor de siguranță. În Europa există această doctrină a tehnologiei și științei. Dacă știința nu spune că, sau tehnologia nu spune că ar fi trebuit să știm care sunt pericolele legate de construirea unui produs într-un astfel, într-un anume mod, atunci producătorul nu poate fi tras la răspundere. Pe de altă parte, în Statele Unite, dacă având posibilitatea să ai acces la toate informațiile legate de construcția unei mașini, de exemplu, sau de testele făcute pentru un produs medical, în condițiile acestea, s-a demonstrat că foarte multe produse sunt periculoase, despre care nu s-ar fi putut altminte demonstra, arăta că sunt periculoase. Sau, în alte situații, s-a arătat că compania producătoare știa că e ceva în neregulă cu produsele lor. Pur și simplu au ignorat anumite avertismente pe care le aveau deja. Această procedură de discovery, de dezvăluire în țara Galilor și Anglia, este puțin diferită. Vedeți acolo la punctul D, existau anumite documente care puteau conduce la descoperirea de documente din categoria B sau C. Deci procedura seamănă cu cea din Statele Unite. A avut loc o reformă a acestui Lord Wolfe și pe scurt am să vă spun ce a însemnat aceasta. În 1999, Anglia și Țara Galilor au trecut printr-un proces foarte important de modificare a procedurilor. Acest proces a fost condus de Lord Wolfe, care era un judecător de la Curtea de Apel. De aceea, în momentul de față, aceste reforme poartă denumirea reformele Wolfe. Unul dintre scopurile acestor reforme a fost să elimine cultura juridică contradictorială, adversarială. Până atunci, părțile aveau control total asupra conținutului procedurilor și, mai important, asupra ritmului în care se desfășura procesul. Judecătorul nici măcar nu avea posibilitatea să avanseze procesul, trebuia să aștepte ca părțile să facă pașii următori. De aceea, anumite procese durau și câte 10 ani. Reforma Wolfe a încercat să transforme procedurile judiciare, să le accelereze, astfel încât să le accelereze. Nu e cu totul adevărat că judecătorii în Marea Britanie sunt extrem de activi, au un rol foarte important direct. Singurul domeniu este că au posibilitatea să stabilească termene, să stabilească termene și să organizeze actele procedurale cu mai multă celeritate. Judecătorul nu are un rol activ în gestionarea cauzei. Nu el audiază sau interoghează martorii, nu judecătorul face cercetarea judecătorească. Aceasta o desfășoară tot avocații și în Anglia. Dar are un rol mai important, doar poate să accelereze procesul. După aceste reforme ale Lordului Wolfe, și aici terminologia s-a schimbat, nu se mai numește discovery, ci disclosure, adică mai aproape de dezvăluire. Deci când cineva îți cere să
dezvălui, să divulgi informații și documente, care sunt acele înscrisuri pe care trebuie să le comunici? Sunt acele înscrisuri pe care te vei baza pentru a demonstra, pentru a-ți proba punctul de vedere. Acele documente care îți afectează negativ susținerile. Ești obligat să le dezvălui și pe acestea, să le comunici pe acestea. De asemenea, trebuie să comunici documente care afectează punctul de vedere al oponentului și documente sau înscrisuri care susțin punctul de vedere al părâtului sau al oponentului. În prezent nu mai ai posibilitatea să mergi între ghilimele la pescuit, să cauți probe, ești obligat să le prezinți. Întorcându-ne la ce vorbeam mai devreme, trebuie spus că procesul de discovery este foarte scump. Media este de circa 13.000 de dolari. De aceea, în majoritatea cauzelor, părțile ajung la înțelegere. Doar 2% dintre litiganți ajung în proces, 98% dintre cauze sunt soluționate în această fază, etapă preprocesuală, fie prin înțelegere între părți, fie prin o decizie sumară a judecătorului. Ce este această decizie sumară? Circa 20% sunt soluționate prin decizie sumară. Decizia sumară este o modalitate de soluționare rapidă sau timpurie a unei cauze potrivit anumitor reguli. O instanță poate să dea o decizie sumară numai în condițiile în care numai în ce privește aspectele legale, nu pe fond, nu pe faptele disputate. Cu alte cuvinte, părțile se pun de acord asupra faptelor, iar judecătorul dă o decizie numai în drept. Deci dacă e o problemă doar de interpretare sau aplicare a legii, nu doar legea scrisă, ci și precedentele juridice, atunci judecătorul poate să dea o astfel de decizie sumară. În Anglia și Țara Galilor, standardul pentru decizia sumară este diferit. Ei fac aici diferența între o hotărâre împotriva reclamantului și una împotriva părâtului. Instanța poate da o decizie sumară împotriva reclamantului asupra întregului litigiu sau cereri sau doar asupra unor capete de cerere dacă consideră că reclamantul nu are posibilitatea reală de a convinge asupra pretențiilor sale sau poate să dea o hotărâre împotriva părâtului dacă consideră că părâtul nu are șanse reale de a convinge cu apărarea pe care susținerile sale. Diferența mare între Statele Unite și standardul englezesc este că în Anglia și Țara Galilor anumite probe sau lipsa unor probe pot fi avute în vedere de către instanță. În Statele Unite, dacă părțile nu sunt de acord, atunci instanța este obligată să refuze această decizie sumară. Ce înseamnă asta? Refuzul unei decizii sumară nu înseamnă absolut nimic. Înseamnă doar o parte care solicită o decizie sumară în favoarea sa, dacă îi se refuză această cerere, poate ulterior să ceară din nou, să vină din nou în fața instanței cu aceeași cerere. Pe de altă parte, dacă o astfel de decizie sumară este dată, atunci este definitivă și de cele mai multe ori este supusă apelului imediat. Dacă se dorește apel, trebuie să se facă apelul imediat. Dacă nu se face apel imediat, atunci partea care a primit decizia sumară în favoarea sa pierde dreptul de a face apel. Decizia capătă caracter de res judicata, de lucru judecat. Deci trebuie să fii foarte atent. Iarăși foarte important, în Statele Unite, atunci când primești o hotărâre, o decizie judecătorească, nu o să ți se spună acolo ce fel de judecată a fost și care sunt faptele și ce fel de decizie este, depinde de avocat să stabilească dacă e vorba de o hotărâre definitivă și revocabilă sau una care poate fi contestată cu apel.
După ce se finalizează această fază preprocesuală, cauza intră în proces. Procesul se concentrează în mod dramatic, aș spune, pe procedură și este foarte scurt. Ea are loc într-o singură zi. Dacă e vorba de un caz foarte complicat, atunci s-ar putea să dureze 2-3 zile. Și motivul pentru care procedura este atât de intensivă este determinată de faptul că se judecă cu jurați. În procesele civile, în America, încă există jurii. Și nu vrei să ții jurații, pentru pe o perioadă foarte lungă. Așa cum am spus, faza de preprocesuală, nu, la aceasta nu participă juriul, nu e nevoie. Dar în procesul în sine e nevoie de un juriu. Procesul poate fi judecat doar de judecător sau de judecător împreună cu un juriu. În funcție de tipul cererii, tipul solicitării, anumite persoane preferă o judecată numai de judecător, alții și judecător și juriu. În orice caz, în această fază, în etapa procesului, părțile sunt obligate să prezinte din nou toate argumentele și toate probele. Trebuie să reia susținerile din cererea de chemare în judecată, documentele prezentate, înscrisurile, declarațiile de martor și așa mai departe, absolut totul, într-un spațiu, într-un timp foarte scurt, așa cum v-am spus, într-o zi sau maxim 2-3 zile, depinde de cât de complex e cazul. Există anumite reglementări foarte stricte legate de prezentarea probelor de probatoriu. După, vedeți aici, că nu este obligatoriu să existe un verdict dat de juriu. Oricare dintre părți are dreptul să ceară judecata cu juriu în procedura civilă. Fie reclamantul, fie părâtul în procedura civilă. În cazurile penale, de regulă, inculpatul poate să refuze judecata cu juriu. S-ar putea să nu ai dreptul la judecata cu juriu în cazul solicitării cererilor cu devaloare mică sau dacă nu depui o garanție care să acopere costul unei judecăți cu juriu. Deci uneori înaintea de judecății cu juriu trebuie să depui o garanție pentru că altminteri îți pierzi acest drept, dreptul de a fi judecat de juriu. Care este standardul pentru judecata unei cauze? În Europa spunem că trebuie să convingi judecătorul și uneori se vorbește despre convingerea personală a judecătorului, în Germania de convingerea totală, completă a judecătorului. Veți fi surprinși să aflați că în Statele Unite lucrurile sunt puțin diferite. Standardul general aplicat este numit preponderența probelor. Iar acest standard arată cam așa. E ca un fel de joc al probabilităților. În lumina probelor prezentate, este mai mult probabil decât improbabil ca părâtul să fie vinovat, să fie răspunzător. Încercând să explice acest proces, această procedură, unii autori spun că e vorba de 51%, deci dacă probele pe care le-ai adus sunt mai credibile cu 1% decât cele ale de oponentului, atunci câștigi cauza. În general vorbind, în realitate, convingerea judecătorului sau preponderența probelor înseamnă cam același lucru. Dar sunt două puncte de vedere diferite. Există și alte standarde care se aplică în special în cauzele care implică frauda. Acest standard e numit probe convingătoare și clare. În dreptul penal, în procesele penale, e vorba despre probe dincolo de orice îndoială. Ați văzut poate în filme principiul ăsta.
Nu vreau să discut despre cauzele penale, dar trebuie să vă spun că ori de câte ori auziți aceste vorbe, mai presus sau dincolo de orice îndoială rezonabilă, să știți că nu asta e toată expresia. Spune mai degrabă așa, atunci când se analizează probele în lumina cea mai favorabilă pentru acuzare, pentru procuror, există o îndoială rezonabilă care rămâne. Dacă există o astfel de îndoială rezonabilă, atunci trebuie să dai un verdict nevinovat. Dacă nu mai există niciun fel de îndoială rezonabilă, atunci trebuie să dai un verdict de vinovat. Verdictul dat de judecător, de juriu. Toate aspectele de fond legate de fapte sunt judecate, sunt stabilite de juriu. Iar verdictul pe care îl dă juriul trebuie să fie transpus într-o hotărâre de către judecător. Verdictul în sine nu valorează nimic. În momentul acesta al procesului, judecătorul mai degrabă, mai departe, trebuie să-l investească și să dea o hotărâre. Interesant, în Statele Unite există și o fază post-procesuală, iar în aceasta ai posibilitatea să soliciți anumite lucruri. De exemplu, să ceri rejudecarea cauzei pentru diverse motive. Există motive peremptorii pentru aprobarea, acordarea unei rejudecări, sau sunt motive discreționare. Temeiul discreționare. Unul dintre motive este că unul din membrii jurului a fost mituit, a avut o atitudine partinică. O anumită moțiune este o moțiune de rejudecare, neținând cont de judecata inițială. Prin asta se cere judecătorului să ignore orice a spus juriul, părerea juriului, și să dea o hotărâre el însuși, singur, judecătorul. Pentru că verdictul dat de juriu este atât de nerezonabil, încât nimeni pe planeta asta nu ar fi putut să ajungă la o aceeași concluzie, la o concluzie similară. Deci ăsta este un standard foarte înalt, un standard la care se ajunge rareori. De aceea și chiar și în acele cauze puține în care judecătorul acceptă o astfel de cerere și dă o hotărâre singură împotriva verdictului dat de juriu, aceasta va fi răsturnată de Curtea de Apel, care va spune trebuie să păstrăm sanctitatea verdictului dat de juriu. Să zicem că vreo 4% din toate cauzele care ajung la proces reușesc să beneficieze de această posibilitate. Ce poți să faci după ce ai o hotărâre? Poți să faci apel. Și am arătat acolo toate acțiunile care se pot întreprinde în apel. Le-am transdus și în limba română, dar le-am trimis târziu și nu le aveți acum, dar o să le primiți pe e-mail cu toții, deci vă rog să citiți dacă vreți, nu vreau să mai discutăm acum pentru că nu avem timp, dar totul este scris acolo. Există diverse standarde pe baza cărora Curtea de Apel judecă și decide asupra unui apel sau în ce privește o revizuire a petiției de certiorari. Un recurs. Curtea de Apel va analiza cauza de novo, de la început, de la zero. Deci indiferent care e legea aplicabilă, indiferent de modul în care instanța inferioară a interpretat legea, nu obligă niciun fel această interpretare curtea de apel. Curtea de apel, instanța de apel poate să dea o hotărâre pe baza convingerilor lor, folosind temerile legale pe care le consideră aplicabile. În ceea ce privește identificarea faptelor, aici lucrurile se complică. Dacă e vorba de un proces cu juriu, Curtea de Apel nu poate să reanalizeze faptele. Dacă juriul a spus inițial, în prima instanță, că s-a întâmplat asta și asta, atunci instanța de apel nu poate să schimbe constatările din prima instanță. Dacă este vorba de un proces doar cu judecător, fără juriu,
atunci standardul aplicabil este un standard foarte înalt și am să încerc să citez exact. Să folosesc un exemplu, o speță din Louisiana, o găsim imediat. Instanța care revizuiește cauza trebuie să o revizuiască în întregime pentru a stabili dacă constatările primei instanței au fost clar greșite sau doar eronate. Problema care trebuie rezolvată de instanța superioară de revizuire nu este dacă instanța inferioară a avut dreptate sau nu, a greșit sau a procedat corect, ci mai degrabă să spună dacă concluzia la care a ajuns instanța inferioară a fost rezonabilă sau nu. Chiar dacă instanța de apel consideră că propria analiza faptelor sau a legii este mai rezonabilă decât cea făcută de instanța inferioară, de prima instanță, deci chiar în această situație, evaluarea rezonabilă a credibilității părților și a faptelor nu trebuie să fie schimbate în apel în cazurile în care există conflicte între depozițiile date de martori. Ce înseamnă asta, cu alte cuvinte, este că în calitate de instanță de apel trebuie să dai foarte mare, să iei în considerare foarte temeinic constatările primei instanțe. Să zicem că ai doi martori care dau declarație de martor pe asupra aceluiași fapt, dar declarațiile sunt în conflict una cu cealaltă, sunt contradictorii. Principiul de bază în procedura americană este ca instanța de apel să judece cauza fără să accepte noi probe. Curtea de apel analizează cauza doar uitându-se la dosarul cauzei. Nu vor putea judeca comportamentul unui martor în prima instanță. Acesta este rolul primei instanțe. Prima instanță e într-o poziție mult mai bine, mai potrivită să evalueze comportamentul unui martor și să stabilească care depoziție este mai credibilă. De aceea, partea cea mai importantă în procesul din Statele Unite este să câștigi cauza în prima instanță, pentru că foarte, foarte puține cauze sunt de hotărâri sunt schimbate în apel. Revizuirea în apel se limitează la aspecte de drept și doar acele aspecte sunt revizuite care sunt în mod evident erori sau greșeli. O altă cale de revizuire prin certi orarii s-ar putea, sau cineva ar putea să spună că e echivalent cu recursul, dar nu e chiar același lucru. Dar numai ca idee, haideți să presupunem că certi orarii înseamnă tot recurs. Această formă de revizuire este întru totul discreționară. Nu există motive pentru acordarea acestui tip de recurs. Este la latitudinea Curții Federale sau Curții din Louisiana dacă vrea să accepte cauza sau nu. De fapt, e posibil ca toate susținerile, toată cauza pe care o susții să fie greșită și să justifice în fapt în realitate o intervenție a instanțelor de revizuire, dar totuși Curtea Supremă să nu accepte cauza. Scrie aici că revizuirea unei cauze prin certi orarii nu e legat de drept, ci de discreție, de latitudine judecătorească. Și după aceea se prezintă anumite motive, niște temeiuri pe care instanța le poate avea în vedere dacă acceptă, ca să accepte sau nu, rejudecarea cauzei.
De exemplu, există anumite hotărâri contradictorii pe spețe identice, dar în orice caz, indiferent de asta, curtea nu e obligată să primească, să accepte cazul. Respinge cererea. Dar asta nu înseamnă nimic. Nu înseamnă că cineva a avut dreptate sau nu, părâtul sau reclamantul. Pur și simplu înseamnă exact ceea ce spune. Respinge cererea de revizuire. Un alt aspect important este ultimul paragraf de aici. O cerere pentru de recurs este rareori acceptată atunci când e vorba de erori în constatarea faptelor sau în greșeli în aplicarea legii. Deci, pentru că instanța de apel a greșit în aprecierea faptelor sau în stabilirea temeiilor legale, acestea nu sunt motive suficiente pentru a convinge instanța supremă să accepte recursul, cauza. Și aici vă prezint anumite date, câteva date statistice legate de activitatea Curții Supreme din Statele Unite. Câte cereri de recurs au fost înainte? Deci e vorba doar de Curtea Supremă Federală a Statelor Unite. Câte recursuri au fost înaintate? Și observați de aici că doar circa 1% din totalul cauzelor au fost acceptate. În prezent au mai crescut numărul cauzelor și atât celor înaintate cât și celor acceptate. Aici vedem un rezumat al lucrurilor pe care le-am discutat până acum. Procedura în dreptul cutumiar, comparativ cu procedura în dreptul civil sau continental. Procedura de discovery sau divulgare în common law se face de către părți. În dreptul continental nu există astfel de procedură, se face prin intermediul instanței. Părțile fac schimb de probe și de înscrisuri. Regulile privind probatorul. Există foarte multe reguli legate de admisibilitatea probelor în dreptul cutumiar. În procedura continentală sunt mai puține. E vorba de legalitate, de concludență, de relevanță, de veridicitate și cam atât. Dacă să fim corecți, cred eu că în România sunt doar două menționate în cod, legalitatea și relevanța. Sau concludența, mai degrabă, cred că așa îi zice. În sistemul american, aceste condiții de admisibilitate a probelor sunt atât de banale, aș zice, încât nici măcar nu sunt menționate. Este de la sine înțeles că probele trebuie să fie relevante, concludente, legale. Foarte pe scurt, mai departe, una dintre aceste cerințe e legată de autenticitate și cealaltă e legată de probele din auzite. Probele din auzite, hearsay, sunt cele mai cunoscute în toată lumea. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că un înscris sau un martor nu poate să depună mărturie despre un eveniment pe care nu-l cunoaște în mod direct. De exemplu, un martor nu poate să spună: domnule, am auzit de la John că Sam a făcut sau a fost în cutare loc. Dacă la bar, a fost la bar. Dacă nu poate să spună că Sam a fost la bar decât din auzite, atunci proba nu este admisibilă. Dacă însă se dorește să se probeze că John a vorbit cu prietenul de la care a auzit despre Sam, atunci mărturia este acceptată. Dacă nu, nu, nu se poate folosi această mărturie ca să demonstreze că Sam a fost la bar. Audierea martorilor. Așa cum am spus mai devreme,
este condusă de către avocați, nu de către judecători în sistemul american. Rare ori intervine judecătorul în America. Și e ciudat, pentru că legislația permite judecătorului să desfășoare examinarea martorilor el însuși. Chiar și în legea federală și în legile multor state, este clar, există prevedere expresă că judecătorul ar putea să facă lucrul acesta, are dreptul, dar intervine cultura juridică. Într-un anume caz, în California, judecătorul a început să pună întrebări direct către martor și a fost pus la punct. A fost pus la punct. A fost suspendat din profesie pentru 30 de zile pentru că a adresat întrebări martorului așa cum ar face un avocat. Ceea ce poate să facă judecătorul, de regulă v-am spus, nu intervin decât să decidă în ceea ce privește ce întrebări se pun martorilor, dar ei înșiși niciodată nu adresează întrebări martorilor. Rare ori, în puține cazuri, când văd un dezechilibru vădit între apărare și apărare, între cele două părți, atunci indică sau spun cam ce întrebări trebuie puse, ce solicită lămuriri asupra anumitor lucruri, dar sunt foarte, foarte atent să nu fac acest lucru, pentru că pot suferi anumite penalizări pentru asta. În anumite situații, judecătorul trimite procesul spre rejudecare, pentru că se consideră că atunci când judecătorul ia un rol activ, acesta nu mai are un rol imparțial, se implică direct în proces și nu mai este nepartinic. Cât mai timp mai avem? 10 minute. Experții părților. În Anglia, după reformele Lordului Wolfe, poți avea un singur expert. De 10 ani deja pot să vă spun că se folosește foarte rar în practică. Deci nu există vreo schimbare efectivă. Bun, în ceea ce privește procedura penală, în dreptul cutumiar nu are niciun efect. Faptul că părâtul a fost găsit vinovat sau nevinovat nu are nicio greutate într-o cauză civilă și știm de O.J. Simpson, care a fost achitat în procedură penală, dar considerat răspunzător în procedură civilă. Și asta pentru că la procedura civilă ai preponderența probelor, pe când în cel penal ai dincolo de orice dubiu. La apel, de obicei, sunt doar aspecte de drept, de partea de drept cutumiar, iar la cea continentală sunt aspecte specifice pentru recurs și ai două modele, ai cel german de revizie și cel de casație, cel francez. Mai sunt și alte diferențe, dar n-aș dori să depășesc cu foarte mult timpul acordat. De fapt, în modelul Cassation, cel francez de casație, instanța nu pronunță o hotărâre în mod individual, ci discută un aspect de drept, după care trimite înapoi cauza unei alte instanțe de același nivel cu instrucțiunile aferente. În modelul Revision, cel german, instanța de cel mai înalt nivel se pronunță în cauza respectivă, nu mai trimite către o altă instanță.
Sistemul român este o combinație a acestor două abordări și asta da, pentru că se poate trimite înapoi, se poate respinge cererea și se poate trimite înapoi conform celui francez sau se poate păstra spre soluționare și se soluționează. V-ați întrebat vreodată de ce se întâmplă așa? Sau de unde este originea acestei combinații? Pentru că eu chiar mă întreb. Destul de ciudat. Am cercetat puțin problema în timpul dizertației și am constatat că există o lege din 1929 responsabilă de această combinație. Ce s-a întâmplat? Când procedura din Transilvania s-a combinat cu cea din vechiul regat, atunci aceste cele două, revision și casation, deci francez și german, s-au combinat. Pentru că procedura din Transilvania era mult mai mult semnificativă de partea austriacă. Când au venit comuniștii, au amestecat toată treaba și acum se poate spune că cel puțin înainte de codul de procedură civilă, sistemul român era un amestec de influență germană, franceză și sovietică. Drăguț, ce să zicem. Bun. Ajungem și la... Cred că mai depășesc cu încă 10 minute timpul. Vă rog să mă iertați. Doream să discut despre această procedură. N-o să... Toată lumea știe care e treaba cu procedura. Însă, o văd ca pe un experiment de cultură juridică. De ce? Mai mulți autori români au afirmat că procedura s-a inspirat din modelul de discovery din dreptul cutumier. Sper că v-am convins, după prezentare, că au foarte puține aspecte în comun sau poate aproape nimic. Dar încă ne mai întrebăm, de ce se folosește în practică așa de rar procedura? E doar opinia mea aceasta, poate că mă înșel. Bine, nimeni nu știe pentru că nimeni n-a folosit procedura până acum. Mod de explicație ar fi rolul tradițional pe care îl are judecătorul în România. Datorită rolului activ al judecătorului, avem o anumită așteptare din profesia judiciară că, iată, judecătorul va continua să aplice această procedură. Și ca să fim sinceri, regulile specifice din noul cod încă îi mai dau judecătorului foarte multă putere. Nu cred că o parte sau reprezentantul legal are vreun beneficiu din folosirea procedurii, pentru că, până la urmă, judecătorul este cel care are dreptul să readministreze orice probă pe care, ca avocat, te chinui să o menții, să o păstrezi valabilă. S-a spus că procedura are rolul de a crește cooperarea dintre părți. Mi se pare cam ciudat, oricum părțile au interese conflictuale și e puțin cam naiv să crezi că un avocat are interesul de a-l ajuta pe celălalt avocat să-și aranjeze documentele. Pentru că, rețineți, trebuie să prezinți un document, un dosar comun. Deci dacă trebuie să lucrez cu celălalt, eu îmi prezint propriile argumente, propriile probe. Nu trebuie să am grijă să mă asigur că și celălalt avocat are toate documentele în ordine în detrimentul meu. Deci nu cred că este realist să ne așteptăm la asta. Și mai mult. De ce aș face asta? Aloc timp și efort să fac asta, iar judecătorul poate să respingă cu totul. De asemenea,
nici măcar nu pot să-mi folosesc competențele mele de avocat ca să-mi aud, ca să-mi interoghez oponentul, pentru că părțile sunt audiate de judecător, pe când avocații pot audia doar martori. Iar teoretic ar deschide ușa către cross-examination. Și am uitat să vă zic de unde vine termenul. Îi spune, practic, în drept cutumiar, a interogare directă. Audierea unui martor favorabil. Deci un martor care îți susține cererea. O interogare de către oponent, practic, este, sau această cross-examination, este interogarea, audierea martorului de către cealaltă parte. În teorie, procedura din România permite această practică și sunt curios să aflu dacă a folosit cineva această procedură, pentru că trebuie să te întrebi atunci cum percepe judecătorul audierea de către acest cross-examination dură de către avocat. În Statele Unite e destul de intimidantă. Judecătorul o va lua ca atare sau va ordona audierea din nou a martorului și va pedepsi avocatul. Deci nu cred că în România chiar se fac aceste audieri ale martorilor de către avocatul opoziției, să zicem, sunt așa de dure. Și nu prea cred că s-ar vedea cu ochi buni. Deci revin. Nu prea cred că ai vreun avantaj din folosirea acestei proceduri ca avocat. Situația ar fi diferită dacă prin această procedură chiar ai cere judecătorului să adopte un rol pasiv și să nu se bucure de, sau să nu aibă puterea de care se bucură în prezent. Și chiar ar fi un experiment cultural minunat, i-aș zice. Și ar avea mai mult succes. Nu cred să afecteze conceptul de procedură, pentru că în continuare este opțional și ambele părți trebuie să fie de acord. Deci chiar cred că ar fi interesant să existe această procedură. Ultimul lucru despre rolul tradițional al judecătorului. E bine, aveți aici articolul 22 din noul cod de procedură civilă. Aveți dumneavoastră varianta în română, cred că toată lumea o știe, eu am tradus-o aici în limba engleză. Doream să fac referire la acest articol, pentru că, cum să mă exprim, noul cod de procedură civilă are foarte multe elemente noi, pe care le apreciez. Eu zic că e un cod bun, dar tot mai păstrează câteva detalii pe care care nu-mi plac. Și unul dintre acestea se referă la această prevedere. Sarcina, datoria judecătorului de a afla adevărul, principiul adevărului. Rețineți. Imediat după 89 s-a dezbătut în România, la nivel mare, dacă această prevedere care era acolo deja să se schimbe sau nu. S-a susținut că rolul activ al judecătorului este un principiu comunist, deci ar trebui să-l înlăturăm. Pe când alții au spus nu, nu este un principiu comunist, uită-te la alte state, cum ar fi Franța, deci trebuie păstrat. Ei bine, ambele părți, ambele opinii se și înșelau, dar aveau și dreptate. Dar nu cred că au avut cea mai bună abordare. Nu se pune nicio îndoială, nu este nicio îndoială că rolul activ al judecătorului nu este un principiu comunist. Merge mult mai, vine mai mult de dinainte. Și îl avem pe Franz Klein, arhitectul codului de procedură civilă austriac, a fost și ministrul justiției la acel moment. Și ca să fim corecți, și procedura ca un interes al publicului și compara procedura cu o
o plagă a societății. Deci, clar, nu e un principiu comunist, dar are inspirație socialistă. Cum? În felul în care rolul activ al judecătorului a fost înțeles în România și în care continuă să fie perceput într-o anumită măsură. Această relație dintre rolul activ al judecătorului și sarcina de a afla adevărul. Și dacă nu mă credeți, bun, deci ai sarcina de a căuta adevărul obiectiv, material. Asta vine din sursă socialistă. Dacă nu mă credeți, am și un citat. Pe care puteți să-l folosiți, dacă doriți, li s-a atribuit lui Stalin. Ia să citesc ce a spus Stalin. Practic, afirmă că, iată, cunoașterea deplină a lumii materiale este în percepția conștiinței omului. Am, de fapt, pasajul, extrasul efectiv din percepția leninismului, dar n-am vrut, sincer, să îl includ citatul în slide-uri, pentru că n-am vrut să fac referire direct la Stalin și Lenin. Dar de la răspândirea acestei teorii a lui Lenin, există și autori care au concluzionat din aceasta că ar trebui să judecătorul să caute această lume materială. Și voi menționa doar ce au spus autorii români. Citez. Tovarășul Stalin ne învață că punctul de plecare al filozofiei socialiste este teoria materială a cunoașterii. Lumea este materială și există în afara conștiinței noastre. Teoria reflexionismului lui Lenin demonstrează că percepțiile noastre sunt reprezentări ale realității obiective. Lumea și legile sale inerente sunt cunoscute și cunoașterea noastră despre legile, privind legile naturii reprezintă cunoașterea autentică. Că drept urmare a dobândit semnificația unui adevăr obiectiv. Și cunoașterea lumii obiective depinde perfect de noi. Și vine minunata afirmație. Transpus la nivel juridic, această concepție sănătoasă și optimistă înseamnă că face trimitere la faptul că judecătorul este poate și ține doar de judecător să descopere adevărul într-o anumită cauză. Nu trebuie să se limiteze doar la imperfecția omului, să ascundă erorile de societate și de propria conștiință, ci mai degrabă trebuie să fie activ și trebuie să depună toate eforturile pentru a descoperi adevărul. Citat aproximativ, este așa cum este și menționez că articolul acesta nu s-a modificat prea mult din 1948. Sper că la un moment dat ar trebui să se mai modifice aici și acolo. Problematica specifică ar fi ideea că judecătorul să impună ex officio administrarea probelor pe care împotriva sau cărora s-ar opune ambele părți. Cam asta ar fi problema. Voiam să vă arăt și percepția altor competențe privind datoria sau sarcina adevărului de a spune sarcina judecătorului de a spune adevărul. Și încep cu Rusia. Sarcina judecătorului de a căuta adevărul obiectiv a fost prezentă în toate fostele țări socialiste. Însă majoritatea au eliminat această exprimare. Rusia deja de două ori, o dată în 95, în 96, spune vorbitorul, și apoi încă o dată în 2002 au eliminat toate
termenele cu trimitere la sarcina judecătorului de a căuta adevărul obiectiv sau adevărul din codul de procedură comercială. În Anglia și Țara Galilor, citez foarte pe scurt ideile unui autor cunoscut care spune că probabil cele mai mari erori ale laicilor despre lumea, despre dreptul cutimiar, este că activitatea unui judecător este să descopere adevărul. Nu, sarcina este să se pronunțe în fața justiției unei anumite cauze și întâmplător să mai testeze și adevărul prezentat pentru a susține o cerere, cu condiția ca acele aserțiuni să fie relevante pentru stabilirea concluziilor adevărului. Și clar nu este același lucru. O instanță nu se implică în afirmarea adevărurilor supreme, ci concluziile la care se ajunge în lumina probelor administrate. Deci, ideea este că instanța nu are funcția să caute adevărul. Desigur că adevărul este important în orice hotărâre. Nu sunt aici să susțin eliminarea adevărului. Nimeni nu susține asta. Întrebarea care se pune însă este nu dacă ar trebui să căutăm să aflăm adevărul, ci cât de mult suntem dispuși să sacrificăm în numele adevărului, și anume să depășim voința ambelor părți. Diverse aspecte, printre care dreptul la confidențialitate, viața privată. Și apoi mai avem și problema de timp și bani. Dacă judecătorul a descoperit un adevăr, nu, judecătorul trebuie să continue până când descoperă adevărul material. Germania, foarte pe scurt. În cauzele penale, judecătorul este preocupat cu adevărul material, în cele civile este adevărul formal, și anume adevărul afirmat de părți. În Franța, situația este puțin diferită. Ai articolul 10 din Codul de Procedură Civilă, care face și spune că toată lumea trebuie să ajute instanța pentru a afla, pentru a dezvălui adevărul, dar nu impune o sarcină judecătorului ca să caute sau de căutarea adevărului, ci, interpretând-o istoric, ideea tradițională era că părțile nu trebuiau să prezinte probe care pe care nu se bazau. Deci dacă au probe care ajută partea cealaltă, dar nu doresc să le folosesc, nu aveam nicio obligație, spre deosebire de dreptul cutumiar, nu aveam nicio obligație să prezint acele probe. Și au încercat să remedieze problema, permitându-i judecătorului să impună părții să prezinte probele care le-ar afecta cauza. Cam aceasta ar fi sursa articolului 10 din Codul Civil. Mai avem și codul 10, articolul 10 din Codul de Procedură Civilă, și anume puterea de a impune orice anchetă necesară. Toute mesure d'instruction.
Și unii autori susțin că aceasta îi impune judecătorului sarcina de a căuta adevărul material. Desigur, există aceste păreri, dar în minoritate în prezent. Și toți colegii cu care am vorbit sunt de acord că judecătorul nu ar putea să impună aceste probe ex officio dacă ambele părți s-ar opune acestora. Pe scurt, cum spune. Harmonizarea procedurii civile. Și vă promit că termin în 3 minute. Ar trebui să armonizăm procedura civilă. Este această armonizare dorită. Toată lumea spune și trăim într-o lume în care dacă ai o valoare europeană, o luăm ca atare. Deci de ce să nu armonizăm? Nu de ce, ci de ce nu să armonizăm. E bine, argumente în favoarea armonizării ar fi că e bine pentru comerț. Drăguț, frumoșel ca argument, dar n-am văzut niciodată nicio informație obiectivă care demonstrează în mod concludent. Nu există. Cel puțin nu din câte știu eu. Însă, argumentele împotriva armonizării se bazează pe o perspectivă economică și școala gândirii de la Rotterdam a susținut că e mai bine să ai un sistem juridic divers, pentru că această diferență este motorul dezvoltării economice și gândiți-vă în felul următor. Practicanții, ca și consumatori sau companii ca și consumatori, te duci la magazin și vrei să ai mărci diferite, da? Nu doar o marcă din care să alegi, o marcă de lapte, ca să iei o alegere informată. E bine, tot așa, ca persoană juridică, atunci când iei măsuri, când închei contracte, de exemplu, când ai o dispută, vrei să poți să alegi ce for să-ți judece cauza. Drept urmare, se susține că este un sistem foarte bun. De asemenea, istoricii spun că există și dovezi în acest sens. Practic, în secolul XI exista o concurență între instanțele ecleziastice și cele seculare privind perspectivele, pentru că de obicei ecleziasticul se referea la credință, dar în acea perioadă spuneau că încălcarea unei promisiuni făcute este un păcat. Drept urmare, avem competență asupra acestor cauze. Cum ar fi Pacta Nuda, care nu se putea aplica în vechiul drept roman și ulterior în sudul Franței, dar puteai să te adresezi instanțelor ecleziastice. Iar pentru încălcarea contractelor puteai apoi să mergi în... Bine, când zic aceste instanțe laice sau seculare, e mai complicat decât ar părea. Ai instanța feudală sau regele sau înțelepții. Și în paralel acestor instanțe existau instanțele ecleziastice, cum spuneam. Deci la acest moment, în secolul XI, vă spuneam, dacă aveai un contract nerespectat sau o promisiune nerespectată, puteai să te adresezi acestor instanțe. Ei bine, oamenii au ales să se adreseze instanțelor ecleziastice mai mult. De ce? Ei bine, e simplu. Cele laice foloseau metode iraționale pentru probe. Judecată prin foc, prin luptă și toate celelalte metode. Pe când cele ecleziastice... Și știți, nu? Judecata prin foc, la ce mă refer. Prin foc? Nu? Să vă explic? Cum stabilești credibilitatea în secolul XI în Europa Occidentală? Chiar și în România,
În Oradea, orașul meu natal, există registre cu 180 de cauze cu detalii, registrul Varanoru, care spune că, imaginați-vă că ai două versiuni contradictorii. Cum se stabilește care spune adevărul? Păi, veniți aici, punem un fier în mânuță și vă întoarceți în două săptămâni. Dacă s-a vindecat rana din mânuță, înseamnă că ați spus adevărul. Dacă s-a infectat, ați spus o minciună. Curt, instanța ecleziastică a spus că e o idioțenie, pe bună dreptate. Și s-a eliminat această metodă de probare în mod irațional și s-a început cu sistemul de probă oficială, ceea ce înseamnă că în loc să te duci să-ți frigi mânuța cu fierul cald, te adresai instanței ecleziastice. Deci ai acest beneficiu. Ce încerca să vă spun, de fapt, există un beneficiu să ai două sisteme concurente. Și la fel avem și noi ca perspectivă istorică privind nearmonizarea. Ultimul lucru. Școala de la Maastricht. Ce spune școala de la Maastricht? În dezbaterea privind armonizarea trebuie să discutăm și cum armonizăm. De sus în jos sau de jos în sus? Competențe diferite care se influențează reciproc și ajung la procedură în mod voluntar. E bine, mai e și o a treia opțiune, și anume instrumentele facultative. Iar colegii mei sunt adepții acestei abordări. Ce înseamnă asta? Legea celor 28 de state. De fapt, nu. Statele Uniunii Europene plus 1. Când ai un contract și vrei să alegi ce lege guvernantă să aibă, ar trebui să poți alege nu doar competențele naționale, ci și să alegi un instrument diferit. De exemplu, principiul dreptului contractual european sau un cadru de referință sau poate altă referință academică, nu neapărat adoptată de comisie. Și este chiar o teorie interesantă. Nu se poate folosi efectiv în proceduri, pentru că procedurile țin atât de mult de legea națională, încât nu poți să zici, eu vreau să fie lege guvernantă, lege franceză, decis de instanțe olandeze, folosind procedura dreptului cotumier. Da? Deci nu poți să... poți să ai lege franceză în instanță olandeză, dar instanțele olandeze vor folosi propriul drept procedural. Însă, interesant pentru mine a fost că procedura administrării probelor de câte avocați ar putea, de fapt, să fie un instrument facultativ. Oamenii să se pronunțe. Părțile să spună, haideți să nu obținem o soluție de la un judecător, ci mai degrabă în baza dreptului cotumier. Mi s-a părut o idee interesantă. Și cu asta vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru că am depășit timpul. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere.